Iată că ninsorile prognozate de Administrația Națională de Meteorologie au ajuns și la Giurgiu. Dacă de dimineață precipitațiile erau sub formă de lapoviță, acum fulgi de zăpadă ne oferă un adevărat spectacol. În Giurgiu astăzi vremea rece și-a spus cuvântul, astfel că nici primii fulgi de zăpadă nu s-au lăsat prea mult așteptați. A nins aproximativ o jumătate de oră, iar apoi temperaturile din termometre au început să scadă tot mai mult, ajungând la o maximă de cel mult 2 grade. Deja de joi, după masă, vineri, sâmbătă, precipitații nu vom mai avea sigur și temperaturile ușor vor crește, dar nu, asta nu înseamnă că o să fie foarte cald, vom avea un așa zis soare cu dinți. După două zile de fric, temperaturile vor crește în următoarea perioadă, iar valorile termice se vor încadra undeva în jurul a 7 grade Celsius. Însă temperatura nu va fi real resimțită, pentru că vântul își va face simțită prezența și va sufla cu o viteză destul de mare. Ceața și ea va fi prezentă în același timp cu aceste fenomene de precipitații, acest fenomen. În continuare, așteptăm ca valul acesta de frig să treacă și noi să trecem cu bine peste el. Altă ninsoare este așteptată după data de 30 noiembrie, când se pare că se va depune și pe șosele un strat de zăpadă. Deocamdată, Giurgiu și alte 15 județe din sudul și sud-estul țării se află sub atenționare cod galben de ninsori și viscol. Codul este valabil pentru perioada 26 noiembrie, ora 20, 27 noiembrie, ora 14. Va ninge, iar local și temporar vântul va avea intensificări viscolind zăpada. Cantitățile de precipitații vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar stratul de zăpadă va fi mai consistent.